Președintele Klaus Iohannis a acuzat PSD de sabotaj bugetar după ce guvernul a redus la rectificare sumele alocate pentru administrația prezidențială. Rectificarea bugetară nu are nicio legătură cu necesitatea consolidării bugetului național, ci este un instrument de sancționare bugetară a adversarilor politici și instituțiilor nesubordonate PSD. În privința administrației prezidențiale, președintele României consideră că rectificarea bugetară anunțată reprezintă o încălcare grosolană și o încercare de a bloca prin constrângeri bugetare activitatea unei instituții fundamentale. Reprezentanții administrației prezidențiale acuză faptul că executivul a redus bugetul președinției României cu circa 11,1 milioane de lei, de la 57,5 milioane de lei, adică o reducere de aproximativ 19%. Purtătorul de cuvânt a mai afirmat că în urma reducerii bugetului, administrația prezidențială nu va mai putea organiza summitul inițiativei celor trei mări, programat în țara noastră pe 17 și 18 septembrie. Președinția României a respins și argumentul invocat de liderul PSD Liviu Dragnea, cum că reducerea bugetului s-ar impune pentru că în primele 6 luni au fost cheltuite doar 22 de milioane de lei. Purtătorul de cuvânt a explicat că administrația prezidențială are un calendar mai încărcat în a doua jumătate a anului, când vor fi angajate cele mai multe cheltuieli bugetare.